Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Drochia. Dis de dimineață, Catedrala Adormirii Maicii Domnului a adunat toți creștinii pentru a o cinsti pe cuvioasa muciniță Eudochia. Detalii la acest subiect aflați de la colegii mei. Creștinii ortodoxi de stil vechi o sărbătoresc în data de 14 martie pe cuvioasa muceniță Eudochia. Enoriașii din Drochia s-au adunat dis de dimineață la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din oraș pentru a participa la Sfânta Liturghie. Biserica ortodoxă din Moldova astăzi serbează împreună cu toți creștinii pe Sfânta Muceniță Eudochia. Împreună și în jumătățirea postului, am ajuns la jumate de postul Sfântului și Mare Post, care Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit și împreună cu toți credincioșii care ne-am rugat astăzi, ca pe întregul parcursul întregului post, să ne ajute ca într-un final să aflăm acea bucurie și să fim încununați de darul cel mai mare și sărbătorim sărbătoarea sărbătorilor, care este învierea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Oamenii și-au mărturisit păcatele și s-au rugat pentru sănătate și iertare. După slujbă, enoriașii s-au împărtășit. Sfânta Eudochia, trece iarna, ne vine primăvara, la biserică multă lume s-a îngrămădit, ne-am ajutorul Dumnezeu, ne-am împărtășit. Să taie Domnul să fie bine la toată lumea. De Sfânta Eudochie. Și înseamnă că sosește primăvara, în tot înțeles cuvântului, vremea se va încălzi și totodată și sărbătoare religioasă. În tradiția populară, această zi este asociată și cu legenda Babei Dochia. În postul mare, creștinii trebuie să dea dovadă de o grijă spirituală sporită, prin reținerea la alimentele de proveniență animalice. Aceasta se va încheia în data de 7 aprilie. În acest an, Paștele va fi sărbătorit în data de 8 aprilie. Copiii din grupe pregătitoare din Drochia au fost invitați la Ziua Ușilor Deschise, organizată de gimnaziul numărul 2 din orașul Drochia. Entuziasmați, micuții, împreună cu părinții, au pășit pentru prima dată pragul școlii. Evenimentul a început cu o prezentare festivă a elevilor care studiază în instituție. Bine ați venit la noi, la gimnaziul numărul 2, ca să vedeți totul așa cum este. Noi vă prezentăm a noastră poveste. Acest eveniment a devenit deja o tradiție pentru instituția de învățământ, afirmă managerul gimnaziului numărul 2, Lilia Bânzari. Avem nevoie de o generație bine tânără, bine educată, cu perspectivă cărora noi le putem oferi, adică calitate, bunătate, înțelepciune, omenie. Și astăzi încercăm ca să demonstrăm ce poate oferi școala noastră pentru viitorii copii din clasa 1. Copiilor li s-a organizat o excursie prin instituție. Ei au vizitat sala festivă, cantina, sălile de clasă, au testat băncile și au mai vizitat sala de sport. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Totodată, ei au asistat la prima lecție din viața lor. Zile numărate au rămas până va fi dat startul înscrierii copiilor în clasa 1. Părinții spun că deja au decis unde vor învăța micuții lor. Am fată care învață în clasa 8 și la 1 septembrie îmi se dau încă o fată în clasa 1. Noi deja am fost pe parcursul la câți 7 ani cu fata cea mai mare. Frumos! Tot vremea învățătorii organizează
activități interesante, frumoase, dar astăzi ne-a plăcut cel mai mult. Din primul an de activitate și până în prezent, școala își ține ușile larg deschise pentru toți copiii, doritori de a acumula cunoștințe noi. Gimnaziul numărul 2 este una dintre primele instituții de învățământ din orașul Drochia, fondată în anul 1953. La momentul de față, aici activează 20 de cadre didactice, iar instituția este frecventată de 196 de copii. Alegerile locale noi în municipiile Chișinău și Bolț vor avea loc la data de 20 mai curent, după ce Comisia Electorală Centrală a dat aviz pozitiv astăzi proiectului de decizie privind stabilirea dății scrutinului în cele două orașe. De menționat că alegeri locale noi la 20 mai se vor mai desfășura în alte 7 localități, iar concurenții electorali pot deja organiza agitație electorală. Amintim că cele două municipii au rămas fără primari în luna februarie, după ce aceștia și-au dat demisia din propria inițiativă. De menționat că deja unele partide politice și-au anunțat candidatul la alegerile municipale care ar urma să aibă loc fără a aștepta ca CEC să numească data scrutinului. Comisia de la Veneția va examina 3 subiecte vizând Republica Moldova la sfârșitul săptămânii curente. Conform agendei, urmează ca experții internaționali să-și expună opinia referitoare la amendamentele legislației electorale operate de legislativul de la Chișinău în pofida multor critici locale și internaționale, inclusiv recente, din partea Bruxellesului și în special a recomandărilor Comisiei de la Veneția privind consensul principalilor actori politici, spre exemplu, emise încă în faza de adoptare a modificărilor. De asemenea, Comisia de la Veneția va aprecia propunerile de modificare a Constituției în ceea ce privește numirea judecătorilor. Cel de-al treilea aviz al Comisiei se va referi la proiectul de lege privind modificarea articolului 42 al Constituției Republicii Moldova privind dreptul cetățenilor la asociere. În prezenta expunere, deși este fundamental, dreptul moldovenilor la asociere este fragmentat în articolul 41 și 42 al legii de bază, iar noua viziune a legislatorilor vine să înlăture această carență. Doar într-o săptămână, 77 de șoferi au fost prinși în stare de ebrietate. Totodată, în perioada 7-11 martie, peste 3.000 de șoferi au fost documentați de angajații Inspectoratului Național de Patrulare, conducând cu abateri legale, dintre care 2.143 de conducători auto au depășit limita de viteză. Inspectorii de patrulare au intervenit la peste 500 de solicitări din partea șoferilor și cetățenilor. În această perioadă au avut loc 16 accidente rutiere grave, soldate cu 2 persoane decedate și 17 traumatizate. De asemenea, angajații INP au desfășurat o acțiune în scop de a depista conducătorii auto ce se eschivează de la răspundere contravențională pentru încălcările prevederilor regulamentului circulației rutiere. Astfel, polițiștii de patrulare timp de câteva ore au verificat prin intermediul aplicației mobile e-data peste 1500 de autoturisme, fiind întocmite 101 de procese verbale pentru nerespectarea limitei de viteză, indicatoarelor de semnalizare rutieră și lipsa reviziei tehnice a mașinii. Concentrarea mass media, știrile false și propaganda sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă în continuare presa din Republica Moldova, atenționează experții întruniți astăzi în cadrul forumului Provocări, Perspective și Traseul spre Libertatea al Presei din Republica Moldova. Totodată, mai mulți ambasadori acreditați la Chișinău subliniază că independența și pluralismul media sunt esențiale pentru democrație. Mass media din Republica Moldova a regresat în ultimii ani, atenționează directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu. Cele mai importante probleme cu care se confruntă mass media sunt influența politicului și monopolizarea pieței de publicitate. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, reamintește că Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a adopta acte legislative ce vor racorda legislația țării noastre la standardele europene. Forumul de astăzi a fost organizat de mai multe organizații neguvernamentale, printre care Internews, Freedom House, Black Sea Trust for Regional Cooperation, Rețeaua de Investigații Jurnalistice din Balcan și Fundația Friedrich Naumann. Fostul deputat Iurie Bolbăceanu a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare pentru trădare de patrie. Totodată, magistrații l-au lezat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 4 ani. Sentința a fost pronunțată astăzi în instanța de fond. Ținem să precizăm că pe data de 17 martie urma să se împlinească un an de la reținerea fostului deputat, iar potrivit unei decizii a Curții Constituționale, acesta urma să fie eliberat în condițiile în care aflarea unei persoane în arest nu poate dura mai mult de un an.
Republica Moldova și Banca Mondială intenționează să extindă parteneriatul bilateral. Acest fapt a fost discutat în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Pavel Filip cu directoarea de țară pentru Belarus, Moldova și Ucraina a Băncii Mondiale, Satu Kahkonen, care se află într-o vizită de documentare în Republica Moldova. Părțile au făcut o radiografie a proiectelor implementate cu sprijinul Băncii Mondiale în diverse domenii, precum și un schimb de păreri privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea cât mai eficientă a proiectelor. Premierul a accentuat necesitatea stabilirii corecte a priorităților prin elaborarea unor viziuni clare de dezvoltare a fiecărui sector în parte. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.